Vă salut, prieteni! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Exclusiv Rapid. Rapidul nu traversează, după cum știți cu toții, o perioadă foarte bună. Totuși, în clasament nu stă atât de rău precum au fost rezultatele din ultimele meciuri. Eliminarea din Cupa României a fost una dureroasă, pentru că Rapidul, iată, părăsește Cupa României, principalul obiectiv, încă din decembrie, un lucru care s-a întâmplat și sezonul trecut și un lucru care s-a cam întâmplat în ultimii ani, dar vom face o analiză a Rapidului din ultima perioadă și vom vorbi și despre ultimele două meciuri oficiale pe care giuleștenii le joacă în acest final de an, la Ploiești și la Ovidiu, cu Mircea Bornescu. Te salut, Mircea, bine ai venit la Exclusiv Rapid. Te salut, Ovidiu, îți mulțumesc frumos pentru invitație. Locul 4, după 19 etape, 8 victorii, 7 remize, 4 înfrângeri și 31 de puncte. Dacă ne uităm la echipele de pe locurile 2 și 3, distanța este foarte mică. Nici față de FCSB nu e foarte mare, totuși au venit multe echipe, s-au apropiat și lupta pentru play-off pare mai interesantă sau mai îngrijorătoare, dacă privim din perspectiva Rapidului. Da, în ultima perioadă Rapid nu a fost în cea mai bună formă, însă nu este un capăt de țară, pentru că au arătat că au calitate, jucătorii au calitate, pot forma un grup, pot avea rezultate foarte bune. Cred că problema cea mai mare în momentul de față este părerea de rău, că s-au pierdut foarte multe puncte. Cu echipe mult mai slab cotate. Cu echipe mult mai slab cotate, iar acele puncte te puteau ține în primele locuri acolo și te puteai urca spera la mai mult. Dar în același timp nu cred că în momentul de față rapidă nu cred că are ca să spun așa puterea necesară de a câștiga campionatul. De ce spui asta? Pentru că nici nu este normal într-un proiect sănătos trebuie să urmași anumiți pași și nu cred că este normal ca după un an de zile să ai, în care ai un finanțator foarte potent, să te bazi la campionat. Rapidul adică, e la al treilea sezon de la revenirea. Da, dar nu știu, stabilitatea care o are în momentul de față, cred că o are de un an de zile, adică din toate punctele de vedere, investiția în academie și așa mai departe. Sunt niște pași care trebuie urmați. Cred că ceea ce se întâmplă în momentul de față la Rapid, așa cum spuneam mai devreme, din punctul meu de vedere ca și suporter, încerc și vreau să nu fiu un suporter de rezultat, să, într-adevăr, te enervez când echipa pierde, dar trebuie să vezi dincolo de ceea ce se întâmplă pe teren, să vezi lucrurile bune care se întâmplă în clubul Rapid, în tot ceea ce înseamnă Rapid în momentul de față, și aici vorbesc de marketing, de imagine, de absolut tot ceea ce se întâmplă în spatele echipei de fotbal. De marketing e cu dus și întors, că aici putem să mergem și pe la fanshop. Sunt foarte mulți suporteri care se plâng că nu găsesc anumite lucruri. Chiar dacă Rapidul de vreo câteva săptămâni are două fanshop-uri, s-a reinaugurat și fanshop-ul din Gara de Nord după 30 de ani. Problema poate fi că cererea este prea mare. Nu se așteptau să fie o cerere prea mare și stocurile, știi cum e, azi ai, mâine nu ai, dai comandă, vine mai greu, adică respectivul produs. Sunt convins că nu în totalitate depinde de oamenii care se ocupe de marketing aceste aspecte. În fine, trecând peste asta, să ne întoarcem la meci, la jocuri, da, la rezultate. Revenind la ceea ce spuneam mai devreme, cred că Rapid este pe un drum bun. O echipă să câștige campionatul se formează în timp. O echipă puternică. O echipă care are stabilitate, care dispune de finanțe, pentru că, vezi și tu, nu neapărat dacă investești 10 milioane de euro, câștigi campionatul. Da și nu. CFR-ul a investit bani mulți și a luat 5 campionate la rând. În ultimii 6 ani. CFR-ul, până să câștige campionatul, dacă ți-aduce aminte, a avut în urmă vreo 4-5 ani în care n-au câștigat nimic. Nu, au fost chiar în insolvență. Au avut probleme. Ei au luat-o treptat. Și au mai câștigat titlurile din 2008, 2010, 2012. Au făcut pașii corecți. Ceea ce se întâmplă și la Rapid în momentul de față. Eu cred că în timp, Rapid poate deveni o forță, dar numai cu răbdare.
Așa cum am spus, nu este ușor să formezi o echipă care să câștige campionatul. Pentru că dacă reușești să formezi acea echipă, sunt convins că următorii ani Rapid se va bate la titlu. Probabil vor mai veni 1-2 jucători pe sezon care vor juca. Pentru că știi cum e. Să completezi ciclu, echipa cu titulari. Exact, cu titulari. Pentru că unii poate au o vârstă, unii poate se accidentează și așa mai departe. Vom vorbi și despre vârsta jucătorilor, dar știi ce aș vrea să discutăm puțin? De unde diferența asta dintre rezultatele din meciurile cu echipele importante, cu echipele mai bune? 2-1 pe Arena Națională cu FCSB, cele două victorii cu echipele din Craiova, 2-0 în Giulești, 5-3 la Craiova, 4-0 cu Dinamo, ok, Dinamo e într-o situație critică. Totuși, e un derby de mare tradiție în care Rapidul și-a zdrobit una dintre principalele rivale istorice. 3-1 cu CFR în campionat, 3-1 cu Farul și mergem la acele rezultate. 0-0 cu Botoșani. Să nu mai vorbim de acel 0-0 despre care o să aprofundăm un pic din Cupa României cu CSA Steaua. Pentru că toată lumea acum spune că acolo s-a pierdut calificarea. Ideea este în felul următor, că așa cum spuneam mai devreme, jucătorii au arătat că pot și că... Păi asta cred că îi nemulțumește cel mai mult pe suporteri, când ai bătut, ai câștigat aceste meciuri despre care am amintit și te bate voluntariul acasă. Știi, revin, echipa a arătat că poate câștiga. În meciurile astea există un surplus de motivație, de energie pe care jucătorii l-au în meciurile astea importante. Apoi mai apar și accidentări, mai apar și înlocuiri. Când reușești să găsești să formezi un mecanism care funcționează în meciurile decisive și vezi că jucătorii joacă la un nivel ridicat, după care ți-e unul, doi jucători din acel mecanism. Trei, chiar. Trei, eu am spus unul, doi, nu mai e același lucru. Este clar că jucătorii sunt diferiți pe posturi. Chiar dacă sunt pe același post, ei pot fi diferiți. Adică unul are viteză, e perpendicular pe poartă, altul poate e mai creativ, îți creează mai multe faze de poartă, nu știu. Asta e treaba antrenorului. Dar răspund, în momentul că e ca la un ceas. Când scoți o rotiță care se integra perfect în sistemul ceasului și bagi una care poate e un pic mai mare sau un pic mai mică, poate îl faci să funcționeze. Dar mai dă rateuri, știi cum e, știi? Deci cam despre asta este vorba în momentul de față la Rapid. Reușise și găsise o formulă bună. Chiar și fără Rahmani, Petrila, Șemers. Găsise o formulă foarte bună de joc, dar din păcate accidentările și uneori și neșansa a dus ca rezultate în ultima perioadă să nu fie cele așteptate. Iar în momentul când ai două, trei rezultate negative și îți dai seama că nu-ți mai poți îndeplini principalul obiectiv, care nu neapărat că n-am auzit pe cineva, nu știu dacă cineva de la Rapid au spus că anul ăsta trebuie să câștigăm campionatul. Nu, și dar nu știu dacă au, și-au spus format... au spus obiectivele Rapidului în acest sezon sunt locurile 1-3 în Liga 1 și Cupa României. Cupa României a fost obiectiv și în sezonul precedent. Ne mutăm la discuția despre cupă ratată din... Să terminăm cu rezultatele din campionat. Asta spun, că dacă cumva ai reușit să ai reușit între ghilimele, să ai câteva rezultate negative și simți că nu mai poți îndeplini obiectivul, atunci este clar că intervine frustrare. O frustrare. Nu mai îți iese jocul la fel de mult cum îți ieșea când aveai obiectiv, erai foarte aproape de obiectiv, încercai mai mult, aveai entuziasmul ăla, simțeai energia suporterilor, cu toate că suporterii au fost fabuloși în acest sezon și chiar și momentele mai puțin bune au fost alături de... Ți-a plăcut reacția lor din meciul cu voluntariul când au fost... Pentru că aici foarte mulți colegi de Breaslă, nu vreau să îi acuz, este fix problema lor. Sincer, și eu am înțeles greșit la început scandarea din poziția de unde mă aflam pe Giulești la meciul cu voluntari, când s-a strigat...
Neagică, toată viața o împarți alături de voluntari. Neagică fiind șeful galeriei voluntariului, mini-galeriei sau cum vreți să-i spuneți, un rapidist convins, îl cunoști, e, îl cunoști bine, Mircea. Da. Și mulți s-au gândit că cei cred din galeria Rapidului cântă toată viața o împarte alături de voluntari, adică cântecul lui Neagică de la Fece Voluntar. Da, dar ei, ironic. Dar ei erau, era ironie, hai să nu exagerăm, dar, era o ironie acolo, dar strigau Neagică toată viața o împarți alături de voluntari sau ceva de genul ăsta. A fost o ironie fină, ca să spun așa, pentru că eu am trecut și prin momente mai puțin bune. La Rapid? Adică și la Rapid și la Craiova. Când, aici vorbim doar despre Rapid. Da, când suporterii, cum să-ți explic, au, după un meci, mi-aduc aminte, după un meci cu Astra, cred, nu s-a auzit decât piatră. Și în 10 secunde nu mai aveam niciun geam la autocar. Adică vorbim despre alt gen de suporteri. În prima ta perioadă la Rapid sau în a doua? În a doua perioadă. În a doua, adică în, cred că în a doua, nu mai țin. În 2014-2015. Da, nu mai știu sigur dacă în prima sau în a doua. Cert este că suporterii Rapidului întotdeauna au fost foarte pătimași și sunt foarte pătimași. Însă în acest an am văzut că s-au ridicat la nivelul clubului din punct de vedere al comportamentului. Chiar uneori poate putem spune că la un nivel european, ca să spun așa, din punct de vedere al comportamentului vis-a-vis de tot ceea ce se întâmplă la club, vis-a-vis de echipă. Și vis-a-vis de adversari. De mulți adversari. De adversar. Sau de unii adversari. Și aici nu vorbesc numai la fotbal. I-am văzut și la handball. Adică există un vibe, să spun așa, frumos la Rapid, un vibe bun care va trebui să continue. Și spuneam înainte de începutul emisiunii că de fiecare dată mă bucur enorm de mult de fiecare dată când vin în Giulești și văd copii, fete, doamne, bunici cu copii, oamenii în vârstă. Adică dar am văzut-o și pe acea doamnă plângând după meciul de cupă. Ai văzut și tu poza Facebook plângând după meciul de cupă cu CFR Cluj, după ce a stat ore bune în ploaie și a văzut cum echipa preferată a fost neputincioasă în fața unui adversar bun. Pentru că aici ar trebui să discutăm un pic. CFR-ul e o echipă bună, a luat 5 titluri în ultimii 6 ani. Rapid nu este nici Real Madrid, nici Manchester City. Să fim serioși. Este o echipă, din punctul meu de vedere, o echipă bună pentru nivelul campionatului nostru. Este o echipă care se construiește, încă este în perioada de construcție și, din punctul meu de vedere, se construiește stabil. Adică lucrurile nu sunt făcute la întâmplare. Tu ai prins două perioade la Rapid revenind. Ai jucat și în perioada 2009-2011, când exista încă stabilitate financiară. Da, era George Popus, apropo, că erau mulți suporteri și atunci exista și acel cânte cu podul de piatră s-a dărâmat. Și ce se întâmplă? Când, și a plecat când, George Popus atunci, când nu mai ai, atunci când nu mai ai persoana potrivită lângă tine, îți dai seama de fapt ce ai pierdut. Înțelegi? Așa pentru este. Că sunt convins că dacă George Copos nu pleca de la Rapid, sau mai bine zis, nu era împins să plece de la Rapid... De cine a fost împins din punctul tău? Tot de suporteri. Probabil că el a fost supărat în momentul când au apărut suporterii la închisoare, îmbrăcați din ce am citit și eu, din declarațiile lui. Și pentru că George Copos a dispărut de foarte mult timp. Da. Tu ce mai știi de el? Că e foarte bine, sănătos, are afaceri. L-ai câștigă bani. L-ai văzut în ultimii ani? A câștigat bani în ultimii zeci de ani. Da, cu toții nu ne-am întâlnit, dar sunt convins că este bine și îi urez tot binele din lume, pentru că este un om care a făcut mult rămas, bine pentru Rapid. Mi-a rămas drag, am avut o relație specială cu el, o relație bazată pe încredere și pe cuvânt. După George Copos ai prins și perioada mai puțin bună, atât din punct de vedere financiar, cât și al rezultatelor la Rapid. Da, am prins perioada în care Rapid era formată din mulți copii din propria academie, ca să spun așa, din propriul club, că nu era academie Rapid înainte. Centrul de copii și juniori. Din centrul de copii și juniori, copii care și-au atins atunci vârful
carierei, ca să spun așa. Mulți s-au lăsat după... Știu la cine te referi și nu... Nu mă refer la cineva anume. Crezi că te referi la anumiți jucători. Nu. Vorbesc erau promisiuni mari, dar... Erau promisiuni, dar din păcate nu au reușit să continue. Însă, la momentul respectiv, nu a fost o perioadă foarte bună, din niciun punct de vedere. Nici rezultatele nu au fost pe măsură așteptărilor. Bine, nici așteptările nu erau foarte mari la ce nivel eram atunci ca și grup, ca și echipă. Însă fiecare a făcut ceea ce a putut la momentul ăla. Condițiile nu erau foarte bune, nici de antrenament, nici de... Nici în urmă cu vreo 2-3 ani nu erau foarte bune, pentru că l-am avut și pe Lucian Goge, care a prins din ascensiunea Rapidului din Liga 4 până în Liga 1 și în Liga 1 și ne povestea. Și am fost și eu la câteva antrenamente pe strada Veselie acolo și veneau găinile pe teren. Adică trebuia să ne mutăm, să găsim un teren de antrenament. Cum s-a întâmplat la Rapid în primul an de la promovare? De fiecare dată ne mutam, hai cu autocarul, mergeam câte 40 de minute, hai că am găsit un teren acolo, mâine hai că găseam un teren în altă parte și tot așa. Era frustrant, îți dai seama, o echipă precum Rapidul să nu aibă condițiile minime de antrenament. Însă fiecare, așa cum ți-am spus, a făcut ceea ce a putut mai bine pentru echipă. Mă rog, au fost și discuțiile, erau discuții între suporteri și că erau două fracțiuni de suporteri care tot timpul se certau, se înjurau. Toate lucrurile astea au fost un amalgam așa la Rapid în care lucrurile au dus către deznodământul final. Dar într-un fel, știi, nimic nu este întâmplător din punctul meu de vedere. A fost mai bine pentru că, iată, Rapid a revenit, s-a vindecat, a revenit ușor-ușor. Și cum spuneam mai devreme, și spuneai și tu că în ultimii 2 ani, 3 ani, Rapid nu avea unde să se antreneze, ușor, ușor, Rapid și-a făcut o bază modernă de când a venit domnul Șucu, și-a făcut o bază, o academie foarte bună, au condiții de antrenament foarte bune, deci astea sunt prioritatea unui club. Și aici apar haterii care sunt rapidiști sau nu, pe rețele de socializare și spun în felul următor. Da, dar baza este a domnului Șucu. Dacă pleacă de la Rapid, o ia cu el, de parcă e o mașină și o mută. Da, dar în același timp... Știi ce se întâmplă? Sunt convins că domnul Șucu nu va pleca de la Rapid dacă nu va avea motive să plece de la Rapid. Înțelegi? Deci, și eu sunt convins de același lucru, pentru că motive, pare să se simtă foarte bine exceptând anumite momente. Dacă nu va avea motive să plece de la Rapid, domnul Șucu nu va pleca de la Rapid. Iar noi rapidiștii, că mă includ și pe mine, avem experiența domnului Copos. De aceea va trebui să avem grijă nici să-i ridică în statuie, dar nici să îl tratăm ca pe ultimul om. Deci dânsul este un finanțator, are în spate o echipă care se consultă când ia anumite decizii. Frustrările nu trebuie duse către finanțatorul echipei, pentru că sunt convins că el vrea binele. Dar trebuie duse către Daniel Niculae, care este contestat de unii suporteri și înjurat meci de meci. Mă rog, atunci când au fost rezultatele bune, au mai dispărut înjurăturile. Pentru că spuneai că vin la Rapid foarte mulți copii, vin femei, vin oameni în vârstă. Am auzit, la ultimele meciuri, am auzit suporteri care îl înjurau și am vorbit inclusiv acest Știi lucru cu Cristi Săpunaru, nu doar cu Niculae. Da. Deci îl înjurau pe Săpunaru. Nu cred chestia asta. Îți spun eu, am vorbit cu... Deci eu am stat de vorbă cu Cristi Săpunaru și după meciul cu voluntari, apropo de cei Bun. Care îi doresc să se retragă. Poate că o să se retragă Cristi Săpunaru din cauza unor astfel de reacții. Nu este în regulă, pentru că Săpunaru, la fel ca și Pancu, la fel ca și Enci, sunt oameni, sunt, ca să spun așa, cu care se identifică ultima perioadă a Rapidului. Cel puțin Cristi, în ultima perioadă, este simbolul Rapidului fără dar și poate. Este capitanul Rapidului, este omul care își lasă ultima picătură de energie pe teren pentru Rapid. Este clar că nu merită acest tratament. Sunt multe frustrări acumulate. Știi cum e? Orice pădure are și uscăturile ei. Nu sunt de acord cu înjurăturile. Ok, ai o problemă cu cineva, îți strigi demisia sau
orice vrei tu, dar fără a jigni și fără înjurături. Pentru că, așa cum am spus mai devreme, Rapid a intrat într-o nouă etapă a clubului, o nouă etapă în care lucrurile nu mai sunt ca înainte. Avem imagini filmate de mine la ultimul meci cu Voluntariul și îmi cer scuze că te întrerup. Galeria a fost, cu mici excepții, alături de echipă. La final au fost contestați. Mă rog, au fost mai multe înjurături, cred că la meciul cu CFR decât la meciul cu Voluntari. A fost aplaudată echipa Voluntariului. Pe lângă acel cântec care îl viza pe Neagic, a fost aplaudat Adam Nemeț, omul care a marcat în poarta Rapidului, fost jucător și pe la Dinamo pentru o scurtă perioadă, când a fost schimbat de pe teren. Aici, asta ți se pare normal? Jucătorii Rapidului au fost dezamăgiți. Eu am stat de vorbă cu ei pe la 1 noaptea. Nu este în regulă, este clar că nu este în regulă, însă așa au simțit pe moment, așa au făcut. Nu putem judeca, din punctul meu de vedere, Galeria Rapidului după un gest făcut. Cum nu putem judeca nici echipa Rapidului după un meci, două pierdute. Este clar că văd acum o declarație a lui Bergodi că nu le iese nimic, este o criză, este clar că asta vreau să spun, că Rapid în momentul de față este într-o anumită criză, însă numai împreună pot trece. Criza nu a început cumva de la meciul acesta, de unde avem imagini din Ghencea, de la cel 0-0 în Cupa României, pentru că de la acel meci Rapid a câștigat o singură partidă în toate competițiile, derbiul cu FCSB din aceea săptămână de pe Arena Națională. Au fost 5.000 de rapidiști, minim 5.000 de rapidiști, 5.000 au fost în peluză, plus cei care probabil au avut bilete pe la tribuna. Probabil că au tratat meciul cu ușurință și au crezut că... Ce și aici cine e de vină? Tot Săpunarul și Daniel Nicolae sunt de vină? Nu vorbim despre anumiți oameni, vorbim la general, pentru că nu este ok să vorbim de Nico sau de Săpun. E ok să fie înjurați, să fie înjurat Daniel Nicolae și contestat? Din punctul meu de vedere, eu personal, nu sunt de acord să fie înjurat. Dar în același timp, oamenii dacă au vreo nemulțumire, să îi strige demisia, să găsească o modalitate de a protesta față de anumite decizii pe care credei că le-a luat Nico. Și atunci o faci, cum să-ți explic eu, cu bun simț. Pentru că, exact cum ți-am spus, clubul Rapid a intrat într-o nouă etapă. Sunt convins că și suporterii au intrat odată cu clubul, cum o spuneam mai devreme, că s-au ridicat la nivelul așteptărilor și mi-a plăcut foarte mult. Am văzut câteva declarații date de oamenii care conduc galeria de Bocciu, care de Liviu Ungureanu, care l-am invitat de două ori, apropo de care mi-a spus că și am văzut declarațiile lui și a spus că ei nu sunt suporteri de rezultate, că treaba lor e să încurajeze echipa, să fie alături de echipă. Și o să fie alături de echipă și la Ploiești și la Ovidiu. Și mi-a plăcut foarte, foarte mult aceste declarații, mi-au plăcut foarte mult aceste declarații, pentru că am considerat că odată cu... și consider în continuare că și suporterii Rapidului s-au ridicat la nivelul clubului. Cum spuneam, s-au făcut niște pași și niște pași normali, adică s-au investit într-o bază, s-au investit într-o infrastructură în care Rapid să nu mai aibă problemele care le-am avut noi înainte de ne antrenam pe la... ieșire din București la 40 de minute. Uite, astea sunt ultimele imagini unde s-a sărbătorit o victorie. Jucători alături de galerie. Derbiul cu FCSB de pe Arena Națională, acel 2-1. Un meci frumos, un meci în care au arătat caracter, au arătat determinare și cred eu că dacă reușeau să mențină același nivel de determinare și aceeași tărie de caracter, cred că nu mai vorbeam în aceste momente. Stai seama, tu puteam vorbi de pe un Rapid care era pe locul întâi, chiar având în vedere cât de des au încurcat și colegele de clasament. Încă o dată, și mă repet, Rapid în momentul de față investește în infrastructură și a investit foarte mulți bani în infrastructură. Chiar dacă e terenul lui Șucu, sunt terenurile lui. Sunt banii lui băgați în infrastructură, dar sunt băgați pentru jucătorii Rapidului. Sunt băgați să aibă condițiile cele mai bune de antrenament. Să nu le lipsească nimic. Sală de forță, teren de antrenament, terenuri pentru juniori. Nu e ușor.
Deci nu e ușor. Că nu te ajută nimeni, nu mai investește nimeni. S-au închiriat chartere anumite meciuri, chartere în ultimii ani, pentru cei care nu știu, și-au permis doar CFR, FCSB și Craiova. Din ce știu anul trecut, o mare parte din juniori au făcut cantonamentul în Antalya. Da. Deci, da, au fost mai multe grupe de juniori care s-au dus în Antalya. În Antalya se va duce Rapidul între 3 și 13 ianuarie și echipa mare la un hotel extrem de scump. Chiar astăzi m-am uitat pe prețuri la acel hotel. Șucu își face treaba. Nu este ușor, că așa poți să aduci 30 de jucători. Dacă vedem un jucător foarte bun în campionatul nostru, că este într-o formă foarte bună, gata, trebuie neapărat să fie la Rapid. Bă, poate nu poți să-l aduci. Poate salariul lui e prea mare. Sau poate nu e bine să-l aduci. Poate nu se pliază pe ceea ce joacă Rapid în momentul de față. Sau poate nu merită să dai 1.500.000, 1.800.000 de euro pe Miculescu. Pentru că s-a vorbit de Miculescu și la Rapid în urmă cu un an și jumătate. Păi nu, dar pare că nu e o investiție foarte bună făcută de FCSB, nu? Nu știu. Pentru un jucător din campionatul Inter. Nu vreau să vorbesc, că și eu am fost fotbalist, el este fotbalist și nu este treaba mea. Mi-a venit în cap Miculescu, dar putem să dăm și alte exemple. Nu este ușor să găsești jucătorii potriviți și ca să aduci probabil din 10 jucători aduși, poate doar 3 îți confirmă. Restul? Nu. Și trebuie să le plătești cazări, transport, salarii, nu știi cum se integrează, pentru că nu toți sunt Rahmani care să vină sau Petrila să vină și să joace. Dar deocamdată nici Emers n-a avut la început o perioadă bună, după care n-a mai prins echipa, după care iar a avut o perioadă bună și în cea mai bună perioadă a lui la Rapid s-a accidentat. Deci aici chiar e ghinion mult. Asta spuneam. Dar totuși Rapid a ajuns jucătorii care s-au integrat, care au jucat la un nivel foarte bun. Și aici mă refer la Petrila, la Rahmani, la ăsta mic de la Faru. Știi cât a costat? Nu 800.000 din cum s-a scris. Eu am înțeles că a costat 1.200.000 de euro. E o sumă mare? Nu. Din punctul meu de vedere, nu este. Bine, poate pentru campionatul nostru... Pentru campionatul nostru, pentru investiții... Pare o sumă foarte mare. Dar din punctul meu de vedere nu este o sumă foarte mare, pentru că este un jucător promițător, un jucător care va juca la echipa națională și care poate fi vândut pe o sumă mult mai mare în străinătate. Sunt niște clauze care cresc de la an la an, nu știu, în vara viitoare cred că ar putea fi cumpărat pentru 2 milioane de euro, după care pentru 2 milioane și jumătate, după care pentru 3 milioane de euro, dar și asta cu clauzele e cu duș și întors, pentru că trebuie să vrea și băiatul. Uite, Borza, de exemplu, n-a vrut să meargă la Ludogoreț și Ludogoreț plătea banii ăștia și Borza a preferat să vină la Rapid. Ai spus de echipa națională și sar din una în alta, pentru că în jurul datei de 20 august 2022, de ce urmă cu un an și jumătate, noi am stat de vorbă, am făcut un interviu, eram angajat în altă parte și tu ai spus atunci, Horațiu Moldovan va fi portarul titular al echipei naționale, iar Horațiu Moldovan nu trecea printr-o perioadă foarte bună. Mi-aduc aminte, da. Nu joci la pariuri? Nu. Nici eu nu joc la pariuri, dar cu ghilimele de rigoare e un pariu câștigat, se pare, de Mircea Bornescu. Da, pentru că... Fost portar la echipa națională. L-am urmărit foarte mult și consider că în momentul de față are calitățile necesare și avea calitățile necesare pentru a fi portarul echipei naționale. Mi-a plăcut foarte mult, a și confirmat și nu rămâne decât să îi urez sănătate și mult succes pe mai departe, pentru că este un portar valoros. La Rapid sau în altă parte, pentru care acea clauză mică, pentru valoarea lui din acest moment, 800.000 de euro, dacă vine vreo ofertă concretă și el se înțelege cu clubul respectiv, poate pleca în această iarnă pe 800.000 de euro. Crezi că va pleca? Ce simți? Nu știu. Acum, sfatul meu e să plece după campionatul european. Asta i-a transmis chiar de aici, de la emisiune, de la Exclusiv Rapid, antrenorul lui de la echipa națională, Leo Toader, legenda Rapidului, un portar care a apărat 11 ani la Rapid, și a spus, prin intermediul nostru, i-a spus, dacă pleci și nu joci, risci să pierzi campionatul european, nu doar postul de titular la națională. Da.
Eu cred că ar trebui să plece, dacă ar fi să plece după campionatul european, pentru că sunt convins că va fi la un nivel foarte bun și acolo, iar atunci cota lui va crește foarte mult. Și aici nu mă refer neapărat la banii încasați de Rapid, ci la salariul lui. Pentru că diferă când mergi la o echipă de seria a doua din Italia și mergi la o echipă de seria întâi din Italia sau din Spania sau din Anglia. Dau un exemplu. El câștigă undeva în jurul la 10.000 de euro pe lună la Rapid în acest moment. E un salariu ok, corect? Pentru România, da, să spunem că da. Cu toate că poate merită mai mult. Aici a fost și discuția când a apărut acea clauză în contract, când și-a prelungit contractul până în 2025. Nu i s-a oferit un salariu sau nu a primit un salariu foarte mare, dar el a putut să-și negocieze acea clauză bună pentru el. Pentru el e o clauză foarte bună. Cred totuși că trebuia un pic mai mare clauza pentru că urmează campionatul european. Da, dar în urmă cu o perioadă, în momentul în care a semnat, n-avea nicio garanție că România va ajunge la campionatul european, că Horațiu va fi titularul național. Și cum e, trebuie să prevezi și chestia asta. Așa este. Adică trebuie să prevezi anumite lucruri, să te gândești dacă va prinde campionatul european, dacă va juca titular și dacă va face va avea un parcurs extraordinar la campionatul european. În loc să luăm 2 milioane, luăm 800 de mii. Sau în loc să luăm 3 milioane, luăm 800 de mii. Rapid n-a plătit niciun ban pentru Horațiu Moldovan în același timp. Nu iau apărare aici patronatului. Nu, dar nu, aici nu este vorba de patronat sau de ceva. Că dacă a plătit sau n-a plătit niciun ban sau dacă încasează sau nu încasează. Pentru că Moldovan și Rapid au fost, ca să spun așa, win-win. Adică a câștigat și Moldovan, a câștigat și clubul Rapid. Dacă mai încasează și o sumă, este binevenită. Dar puteți să încasezi mai mult. Așa este. Înțelegi? Deci, asta spun. Și sunt convins că va avea un parcurs foarte bun la campionatul european moldovan. Sper să-ți iasă și acest pariu, cum ți-a ieșit acel din august. Da, nu e ceva extraordinar, că vezi calitatea jucătorului și... Mulți n-au văzut-o, Mircea. Inclusiv foști portari de națională l-au terfelit, ca să folosesc un cuvânt, pe moldovan, în momentele în care a greșit. Pentru că a greșit, a făcut câteva greșeli mari, dar da, voi la portar se vede cel mai urât. Știi ce se întâmplă, Ovidiu? Fii atent. Când un portar îți greșește un meci, două, trei, este clar, și vorbesc aici despre un portar care ți-a apărat foarte bine și a avut momente uluitoare la Rapid. Da? Și aici vorbim despre moldovan. Da? Când moldovan îți greșește un meci, ți-a greșit și al doilea, bun, este clar că în spate se întâmplă ceva. E nemulțumit de ceva, nu se antrenează bine, are o problemă. Și atunci trebuie să intervii să vezi ce se întâmplă și să iei măsuri. Pentru că e același jucător care poate cu 3 luni înainte scotea niște minge și ținea Rapid în viață, ca să spun așa, în momente decisive. Deci aici este părerea mea și treaba antrenorului și a conducătorilor să vadă exact ceea ce se întâmplă cu jucătorul respectiv. Și nu numai la portari, vorbim și de atacant și de mijlocaș. Și ceva se întâmplă cu jucătorul care este unul dintre cei mai buni jucători ai Rapidului și a fost Horațiu a fost unul dintre cei mai buni jucători ai Rapidului, vorbesc de 2 ani încoace. Nu, eu aș forța-o, aș spune din Liga a doua, pentru că și în Liga a doua, în acel moment în care a venit, ca și rezerva lui Drăghia, a intrat în poartă și a avut evoluții bune și a ajutat Rapidul să prindă play-off-ul, pentru că în urmă cu 3 ani, fără vreo 3 luni, nu prea știai dacă prinzi play-off-ul. Da, da, da. Dar asta s-a cam uitat repede. Vezi? De asta spun, nu poți. Dacă... Mă rog, a uitat unii, hai să nu-i băgăm pe toți în aceeași Nu oală. Poți, dacă în urmă cu 3 ani te gândeai dacă prinzi play-off-ul la Liga 2, în urmă cu 3 ani, și acum vrei să câștigi campionatul. E prea forțat, e prea mult. Nu se poate.
A, poate dacă ai banii celor de la Manchester City, da, și i-a aduci pe toți de la Manchester City cu tot cu Guardiola. E cu doși întors și asta. Uite-te câți bani investește Chelsea de vreun an Chelsea, și jumătate. Ca să nu vorbim de Manchester United de 10 ani. Să nu vorbim de Manchester United, de PSG. Nu vorbim că, ok, în campionat acolo câștigă campionat. Nici în campionat. Cu toate că anul 10 ani vezi că au pierdut vreo 4 titluri. Da. Cu Lille, cu Montpellier, exact. Acum 10 ani, cu Monaco. Și uite-te că abia se chinuie în Champions League. Adică, și vorbim de bani investiți. Avioane de bani investiți. Adică, nu... Au avut de unde. Înțelegi? Deci, totul e să găsești formula ideală și să știi că uneori formula asta ideală nu necesită foarte mulți bani. Înțelegi? Trebuie să găsești jucătorii potriviți. Hagi a arătat că nu a avut nevoie de mulți bani să câștige un campionat, două campionate. Unul cu viitorul și unul cu farul care tot viitorul face. E. Corect. Chiar dacă se supără și suporterii farului. Cu o medie de salarii de, să zic așa, 7.000 de euro. Că unii au 5.000, unii au 3.000, unii au 10.000. Bani care există acum la Dinamo, una dintre cele mai slabe echipe din Liga 1, conform clasamentului. Și la Botoșani. Care, la fel, care sunt ultimele două din Liga 1. Au 9 puncte din câte știu eu. Nici nu mai știu că sunt jos rău. Da, sunt jos rău, dar Botoșani care acum 2 ani erau... Era altă strategie. Apropo de cei care l-au înjurat pe Marius Croitoru la un moment dat. Hai să trecem un pic și la întrebări de la prietenii noștri care se uită în fiecare săptămână la Exclusiv Rapid. Uite, am aceeași întrebare de la doi prieteni, Tudor și Andrei, prietenii emisiunii, nu sunt prieteni între ei. Andrei chiar e dinamovist. Craiova sau Rapid? Mă rog, Tudor mă întreabă Craiova sau Rapid, Andrei mă întreabă Rapid sau Craiova. Și ce se întâmplă? Eu am crescut cu Rapid, de mic. În familia mea, tatăl meu a fost rapidist. Mama mea ținea cu Craiova. Dumnezeu mi-a aranjat, așa ca să spun, drumul, soarta mea a fost ca să joc la ambele echipe. Să-i mulțumesc pe amândoi. Prima dată la Craiova. Prima dată între la aceste Craiova, două echipe. Eu am crescut cu Rapid, însă am petrecut o mare parte din viață și la Craiova. Și m-am simțit bine și oamenii de acolo m-au iubit cu adevărat. Și bănuiesc că unii te iubesc în continuare. Da, nu știu. Ideea e că niciodată n-aș putea vorbi urât de Craiova. Cu toate că, ți-am zis, eu am crescut cu Rapid în casă. Și acum ești mai apropiat de? Sunt mai apropiat de Rapid acum, în momentul de față. Clar. Apropo de ceea ce ai spus tu despre tatăl tău, același Tudor te întreabă acest lucru. Ce a simțit tatăl tău când ai debutat în tricoul Rapidului? Ce ți-a spus după meci? Că n-ai de unde să știi ce a simțit el în momentul ăla. Dar ce ți-a spus după meci? Cum... Ce a fost în sufletul lui? Da. Îți dai seama că a fost foarte bucuros pentru mine și a fost visul lui și mă bucur că a avut ocazia să mă vadă jucând în tricoul Rapidului. Ce ți-a spus după acel meci? Ce i-ai spus tu lui când v-ați văzut după meci? Ți-am zis, a fost o bucurie de nedescris și mi-aduc aminte că i-am spus, sper că ești mândru de mine acum. Și a fost. Și a fost. Și fac o paranteză ca să... E un pic greu pentru mine în momentul ăsta. Pare rău. Când l-am înmormântat, l-am înmormântat cu fularul Rapidului. Pentru că el a iubit această echipă foarte mult. Și știu că și-a dorit foarte mult ca să aibă un fular cu Rapid cu el. Și ai îndeplinit și această dorință. Da. Deci ai îndeplinit dorințele legate de Rapid. Și mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a oferit oportunitatea de a îndeplini dorințele. La câți, același Tudor te întreabă, la câți bani ai renunțat ca să vii la Rapid? Eu știu povestea, nu știu dacă vrei să o povestești. Da, nici nu contează. Nici nu contează. Ce pot să spun este că eu, când am semnat cu Rapid, am semnat cu George Copos, nici nu m-a interesat salariul. Și îți dau cuvântul meu de onoare că am semnat contractul fără să știu salariul. Nu am negociat niciun ban. Atât mi-a spus, eu am semnat înainte să-mi spună salariul.
Deci am semnat contractul cu Rapid înainte să aflu salariul. Pentru că atât de mult mi-am dorit să joc la Rapid. Și datorită suporterilor, și datorită tatălui meu, toate cunoștințele mele, majoritatea cunoștințelor mele sunt cu Rapid, țin cu Rapid. Nu aveam cum să aleg altceva. Deși cu toate că am avut oferte. De la Dinamo. Știi foarte bine că am avut oferte și ce discuții au fost. Și Borcea, Cristi Borcea? Am fost aproape să fiu răpit de la un botez, ca să spun așa, răpit în ghilimele, să semnez cu Dinamo. Și nu ai semnat? Nu. Da, au fost perioade frumoase. Au fost, da, perioade frumoase, cu sume amețitoare, Ovidiu, sume amețitoare. Deci nu poți să-ți imaginezi ce sume se vehiculau. De asta nici n-am vrut să am foarte multe discuții, pentru că exista posibilitatea să cedezi tentației și să spui da. Iar eu sunt un om care, cât pot eu de mult pe pământul ăsta, încerc să-mi țin cuvântul. Cât de mult a dorit Cristi Borcea la Dinamo? Foarte mult, Cristi, foarte, foarte mult. Am avut o discuție cu el în care mi-a spus că își dorește foarte mult datorită felului meu de a fi, datorită răutății mele din teren pozitive, ca să spun așa. Datorită valorii tale? Mă rog, ideea e că... Dacă erai un portar slab, degeaba erai rău pe teren, sincer. Și-a dorit foarte mult să merg și mi-a părut rău într-un fel că n-am putut lucra cu el, pentru că Cristi Borcea este un om care... sau cel puțin în perioada aia, era un om care, ce să spun, trăia non-stop pentru fotbal. Iar eu cred că fotbalul românesc de oameni de genul ăsta are nevoie. Ca să își revină și să redevenim ceea ce eram odată. Adu-ți aminte ce meciuri erau, pentru că pe noi ne motiva foarte mult și discuțiile dinainte de meci. Adu-ți aminte când juca Rapid Dinamo, ce discuții erau, Copos, cu Borcea, tot timpul la televizor, se tachinau, când juca Rapid cu Steaua. De la Steaua ai avut o ofertă? Da, am avut două oferte înainte să semnez cu Craiova și odată după vreo 2 ani la Craiova, la fel, o ofertă foarte mare. Și nu te-ai dus? Atunci nici n-aveam cum să plec de la Craiova, ca să fiu sincer, nu aveam cum. Pentru că știi foarte bine pe Adrian Mitelu și nu plecai de acolo, nu plecam sub nicio formă de acolo. Și mai ales la Steaua. Cât de mult a contat telefonul lui Adrian Ienci când ai semnat cu Rapid? Da, Adrian Ienci îl știm amândoi foarte bine. Când ai refuzat practic Dinamo și ai semnat cu Rapid. Îl știm amândoi foarte bine și este un om care, ce să spun, este un simbol al Rapidului, un om care trăiește pentru Rapid, iubește Rapidul. Și deși când era mic la Piatra Neamț, a recunoscut-o, a spus-o de multe ori, el ținea cu Craiova. E adevărat, însă tu știi foarte bine că în momentul când ai pășit pe Giuleș, poți să ții cu Barcelona și cu Real Madrid. La revedere, ai uitat tot. Păi nu l-ai auzit pe Nistor după Rapid Ucluj 2-3? Și ai văzut, apropo, că am spus că nu vorbim decât despre Rapid în emisiune, ai văzut aseară, Nistor a marcat în poarta lui Dinamo și nu s-a bucurat, chiar dacă avea să fie golul victoriei, care a dus punctele de la București, a trimis punctele la Cluj. E, după meciul cu Rapid a spus, aici te simți fotbalist. Chiar dacă eu sunt dinamovist, aici te simți fotbalist. Bun. Ce să spun? În momentul când m-a sunat Adi, ți-aduci foarte bine aminte că pentru mine a contat foarte mult ca un simbol al Rapidului să mă sune și să-mi spună vino la Rapid, vino că vei fi iubit și nu vei regreta. Și ți-aduce aminte discuția? Mi-aduc aminte pentru că eram lângă Adi. Erai la masă, lângă Adi, da. Și te-am sunat de pe telefonul meu. Da. Și pot spune că n-am regretat nicio secundă. Îți pare rău că ai jucat atât de puțin la Rapid, sincer? Da. De ce n-ai putut să joci mai mult? De ce n-ai jucat mai mult? Sau de ce n-ai putut să joci mai mult? Știi cum e. Sunt situații și situații. Oameni care decid poate anumite momente din cariera ta,
când nu mai ești poate la fel de apreciat într-o parte, ești apreciat în altă parte și așa mai departe. Viața de sportiv, să știi că niciodată, și aici nu mă refer numai la mine, mă refer la mari sportivi, mari fotbaliști, oricât de mult ar iubi clubul respectiv, și aici este o problemă foarte mare și mă refer la campionatul nostru, tot timpul au avut de suferit la clubul ăla pe care ei l-au iubit foarte mult. Aduți aminte ce pățea Totti pe final de carieră la Roma? Aduți aminte când intra, dădea gol meci de meci, meci de meci și el băga câte 5 minute, 7 minute doar să... Nu știu, pe Thomas Müller la Bayern München. Thomas Müller la Bayern, adică Del Piero la Juventus. Del Piero la Juventus. Raul la Real Madrid. Multe cazuri, înțelegi? Adică oameni care ar fi făcut orice pentru clubul ăla. Și ar fi rămas pe viață la clubul ăla. Și ar fi rămas pe viață, adică despre ce vorbim? Și tu știi foarte bine, eu nu mă compar cu ei la nivel, dar pentru a juca la Rapid știi foarte bine că am renunțat la o mare sumă de bani și una peste alta mai dat și bani de la mine ca să joc la Rapid. Adică mi-am dorit foarte mult, foarte, foarte mult, însă nu regret absolut nimic. Dar să știi că lipsa asta de apreciere în România față de jucătorii care iubesc clubul și iubesc culorile acelui club și se identifică cu clubul, este o problemă foarte mare, pentru că mulți finanțatori, mulți patroni aleg să câștige ceva în plus față de jucătorul ăla, știi, care iubește clubul. Păi bă, pe jucătorul ăla îl poți ține toată viața lângă tine. Un jucător care ți-a jucat poate 10 ani la echipă și te găsești să-l îndepărtezi pe final de carieră. Stai mă puțin, mai rămâi 2 ani, ai o discuție cu el, explici, poate nu mai ești la același nivel care era înainte, dar rămâi lângă noi aici și uite, mai intri, mai ales după ce te lași, uite, îți putem oferi o carieră în antrenorat, în ce vrei tu. Așa, în conducere, în management. Așa normal ar trebui procedat cu jucătorii care fac performanță cu echipa respectivă, care iubesc clubul, care îi simți, care sunt simbolul acelui club. La Rapid sunt câțiva foști jucători care sunt în cadrul clubului. Este Vasile Maftei, este Nico, care este... Și din punctul meu de vedere fac o treabă bună. Și Vasile Maftei la Academie, că și eu sunt cu copiii, ne intersectăm. Dar ai copii în alte părți. Da, da, da. Știi cum e? Iau viața lor. Eu am avut viața mea, drumul meu. Iau drumul lor. Eu pot doar să... Știi cum? Eu doar sunt în spatele lor. Să le explic ce este bine și în fața lor să le deschid drumul. Și spatele lor să le explic. Uite, pe aici trebuie să iei că e bine, pe aici că e bine. Nu ți-e greu să ai unul dintre copii la Steaua? Nu mi este greu. Să fie fericit și colegul Mihai. Știi ce se întâmplă? El ține cu Steaua. Îți spun sincer, nu mi este greu pentru că eu sunt bucuros pentru el. Dacă el este fericit, este copilul meu, îi doresc tot binele din lume. Logic. Copilul meu în momentul de față este mai presus decât orice. Și doresc tot bine din mine. Și dacă el este normal. Eu am avut viața mea. Când mă întreb pe mine personal, eu am viața mea și am trăirile mele și sentimentele mele pentru echipa respectivă, echipa respectivă, pentru el, același lucru. Trebuie să simtă el, să învețe pe propria piele ce înseamnă fotbalul, ce înseamnă sportul și nu contează unde. Contează că e fericit. Dar ar putea ajunge vreodată la Rapid? Ți-ai dori? Bănuiesc că da. Dacă clubul Rapid vreodată îl va dori, cu siguranță va ajunge la Rapid. Chiar dacă e la Steaua acum. Deci eu ți-am spus, dacă vreodată clubul Rapid îl va dori, el va ajunge la Rapid. Ca să închei cu întrebările de la suporteri, același Tudor te întreabă să terminăm într-un Fac o paranteză, a și debutat la echipa mare într-un amical. La CSA Steaua. Da. Ca să nu fie discuții, că eternele discuții, CSA Steaua, FCSB, nu. Să... Nu, la Steaua. Na, așa se numesc. Da. Așa le echipa spun. Care a ajutat Rapidul să iasă din Cupa României. A debutat Daniel Oprița într-un meci amical. A intrat și el 15 minute și a făcut-o bine. Felicitări, n-am ce să spun. Știi cum eram? Acum, na, că suntem aici între noi. Și fac și o glumă, să mă ierte, îmi cer scuze, ai văzut cu domnul Iordănescu înainte de meci, cum era seniorul, cu
Așa eram și eu. Doamne, să nu se lovească, să nu pățească. Îmi veneau prin minte tot felul de lucruri cu rugăminți. Doamne, Doamne, cu rugăciuni, cu cruci, cu de toate. Ce vrei, e copilul meu, na. Normal. Ultima întrebare de la Tudor, ca să nu se supere pe mine. De ce nu ai bătut niciun penalti la Rapid? Pentru că tu, unii au uitat, poate. Da. Tu ai niște goluri marcate din penaltiuri la Craiova, la Caracal. Să știi că nici nu am avut foarte multe penalti la Rapid în perioada aia. Nu te-au ajutat colegii, ca să zic. Nu, așa. Dar cine era... Și erau jucători care băteau foarte bine. Nu spun că la Craiova nu erau. Însă a fost conjunctura, m-a dus ca să bat eu penalti. Însă și aici era Marius Constantin care bătea foarte bine și mi-aduc aminte de meciul 5-1 cu FCSB când el a dat. Atunci mi-aduc aminte de penaltiul ăla. Nu știu că am avut două sau trei penalti la Rapid în perioada aia. Mai era Ovidiu Herea care la fel bătea foarte bine. Erau mulți jucători. Remus te întreabă care e meciul care ți-a rămas în inimă la Rapid. Acela? Dacă tot ai amintit, că uitam de întrebarea lui Remus. Îți dai seama, da, cel mai frumos meci a fost. Și nu neapărat prin rezultatul meciului, ci prin jocul nostru prestat, că suporterii care și-aduc aminte de acel meci și care au fost la acel meci, ne-a mai ratat vreo 5 ocazii clare de gol, adică nu așa. Și mi-a părut foarte rău că nu am reușit să marcăm mai multe goluri și chiar eram supărați după meci și mai nu ne reproșeam. Aveam așa o discuție că, bă, cu părere de rău, puteam să dăm mai multe, mă, 7-8 vreau să dăm momentul ăla. Și spun că evoluția așa de mult noastră, îi iubeați. Evoluția noastră ca și joc atunci a fost fabuloasă, plus atmosfera de acolo. Cu tot respectul pentru ceea ce se întâmplă acum, dar atmosfera de la meciul ăla, uite, se bârlește pielea pe mine. Deci vreau să spun că nu n-am trăit-o, nu vedeai, nu auzeai, nu te simțeai așa că te cutremură. Era un vacar de nedescris. Asta aveam plus vechiul Giulești. Nu? Da, nu știu, la meciul ăla spun și acum se face atmosferă senzațională și dar la meciul ăla, ce am trăit atunci și ce atmosferă, ce vibrație era. Vreau să spun că erau oameni, mă uitam pe plasele alea de pe margine, erau sus pe plasele alea de susținere. Și alea sunt subțiri, îți dai seama. Erau cățărați pe acolo, pe sus. Deci a fost ceva senzațional. Apropo, cum ai trăit ultima etapă, chiar dacă nu avea nicio miză decât pentru suportări, FCSB Rapid 1-5? Da, nu, nu te-ai gândit la da, m-am gândit, sincer. Îți dai seama, m-am gândit și... Te-ai gândit și la Săpunaru? M-am gândit că el a avut bucuria de a trăi două momente de genul ăsta. Mi-a părut rău că n-a fost pe Giulești. Că dacă era pe Giulești, era și mai bine. Pentru că ne apropiem ușor de finalul emisiunii, hai să vorbim și despre Primus Derby. Să revenim la actualitate. Vineri s-a schimbat ora, pentru cei care nu știu, nu se mai joacă la 8:30, se joacă la 8 fix, 20:00. Da. Ai jucat și la Petrol. Am jucat și la Petrol, da. Asta spuneam mai devreme că am jucat la Craiova, am mulțumit-o pe mama, am jucat la Rapid, l-am mulțumit pe tata și am făcut performanță cu Petrol, adică am câștigat cupa cu Petrol. Da, sunt meciuri care le-a juca acum, cu mintea care o am acum, le-a juca, hai să spun, o dată la două zile, nu în fiecare zi, pentru că nu mi-ar permite organismul. Dar astea sunt meciuri care și m-aș uita la ele din două în două zile. Te duci la meci vineri? Dacă îmi va permite tipul, cu siguranță mă voi duce, îți dai seama. Și cu cine ții? Nu se pune problema. Glumesc, evident. Cu Rapid, însă, să știi, niciodată, dar niciodată, nu am vorbit urât și nu am înjurat galeria echipei la care am fost. Și n-am vorbit niciodată urât despre oamenii echipelor la care am jucat. Despre clubul Petrolul, de exemplu, pentru că
Eu am mâncat o pâine acolo, oamenii m-au aplaudat, oamenii m-au susținut. Poate când eram în momente mai puțin bune, au fost alături de mine. Niciodată în viața mea nu o să spun ceva urât despre Petrolul sau despre suporterii Petrolului. Niciodată. Cum nu o să spun nici despre Rapid, nici despre Craiova și nici despre Cluj. Dar ți se reproșează faptul că ai jucat la 4 echipe importante de către unii suporteri de la aceste echipe? Nu, niciodată. Niciodată. Nu ți-au spus rapidici, băi, dar de ce te-ai dus, mă, și la Petrolul sau la Ucluj sau invers? Noi suntem, că iubim o echipă sau alta, noi suntem sportivi profesioniști. Noi din asta trăim și trebuie să trăim, trebuie să aducem bani acasă, familiei. Am trăit momente frumoase și la Petrolul. Este, ți-am spus, un derby pe care eu aș vrea să-l trăiesc o dată la 2 zile și să-l văd. O să fie o atmosferă fabuloasă la meci. Suporterii ambelor echipe sunt senzaționali. Sper ca și calitatea jocului să se ridice la nivelul spectatorilor. Ambele echipe au pierdut în ultima etapă. Petrolul a pierdut la Ovidiu cu Farul, altă adversară din acest final de an a Rapidului. Și sunt 5 puncte între cele două echipe. Există o favorită în Petrolul Rapid? Nu mai sincer, nici nu mi-am făcut temele bine, recunosc, uite, mea culpa. Știi ce nu mai se știu întâmplă? Când a câștigat Rapidul. Știi ce se întâmplă? Știi ce se întâmplă? Nu neapărat că există o favorită sau nu. Este un meci în care se poate întâmpla orice. Este un derby, întotdeauna a fost un derby, este un derby frumos și mie îmi place să spun, este, din punctul meu de vedere, cel mai romantic derby în fotbalul românesc. Adică, de fiecare dată când joacă Petrolul Rapid sau Rapid Petrolul, te duce cu gândul la meciurile din anii 70, 60, 70, 80. Chiar și mai devreme, pentru că chiar și mai devreme, primul când, derby. Exact, când era fotbalul ăla, totuși mai nu era comercializat atât de mult și nu erau atât de mulți bani implicați și presiune atât de mare. Când fotbalistul putea să-și permită să mai facă și un dribling spectaculos, să încânte tribunele, probabil că și de asta au rămas în amintirea oamenilor mai în vârstă, fotbaliștii din trecut, că domne, era foarte bun că dribla câte 3-4, că încercau să facă lucrul ăsta pentru că le permitea, pierdeau mingea, asta e. Să luau gol, asta e, se întâmpla, nu pierdeau un meci, nu era mare tragedie. După care mergeau la bere. Exact, înțelegi, era fotbalul ăla romantic în care ți-am zis, și în care nu exista atâta răutate, așa e? Nu exista. Sunt convins că nu exista atâta ură și atâta răutate. Și tatăl tău ce-ți povestea? Ce să-mi povestesc? Că erau meciuri frumoase. Îți dai seama că, așa cum ai spus tu, și în general oamenii, jucătorii, jucau, se mai împingeau pe teren, mai se faultau, dar după meci erau prieteni, mergeau împreună la o bere. Adică oamenii, bine, și societatea era diferită. Total. Înțelegi? Era total diferită. Așa cum ai spus tu, nu exista ura asta și hate-ul ăsta care există acum. Unde te uiți acum în jurul tău, cineva te judecă. Deci nu există să mergi undeva sau să faci ceva să nu te judece cineva. Așa este. Cum vezi acest final cu cele două meciuri importante pentru Rapid? Sincer, având în vedere situația Rapidului, având în vedere adversarii, pentru că nici Farul nu stă wow, dar și Farul vrea în play-off, fie pe locul 7 cu 28 de puncte la 3 puncte de Rapid. Cred că meciul cu Farul poate deveni decisiv pentru Rapid. Și mă refer aici la, pun în comparație și meciul ăsta cu Petrolul. Pentru că rezultatul meciului cu Farul va depinde foarte mult de rezultatul meciului cu Petrolul. Ai motive să fii optimist? Uite, paharul meu, vezi partea plină a paharului sau partea goală a paharului eu în acest moment pentru Rapid? Eu întotdeauna am fost un om pozitiv și voi rămâne la fel, indiferent de situație. Și optimist. Încerc să rămân pozitiv și optimist. Important pentru Rapid e să termine anul în picioare, ca să spun așa, să strângă rândurile astea două
două meciuri, pentru că în retur vor avea capacitatea să-și revină, sunt convins. Da, pentru că din ianuarie sunt șanse foarte, foarte mari ca din cantonament să fie apți Emer, Serachmani și Petrila. Deci la meciul cu Craiova, cu FCU Craiova de pe 19 ianuarie, sunt șanse să fie toți Lucrurile se vor schimba radical, din punctul meu de vedere, cu acești jucători. Ce înseamnă să termine anul în picioare ca și număr de puncte? Poate Rapid să ia 6 puncte în aceste două meciuri, având în vedere... Poate să ia 6 puncte, poate să ia 4 puncte. 6 puncte ar fi perfect. E logic. 4 puncte ar fi... Ok. Bine. Și mai jos... Așa și așa. Deci 2 puncte, 2 remize n-ar fi bune. Nu. Mai bine câștigi un meci și pierzi un meci. Dar 2 înfrângeri ce ar însemna pentru Rapid? Că 2 înfrângeri, vorbim... din punctul meu de vedere, 2 înfrângeri ar însemna un sezon foarte greu. Anul viitor, și aici mă refer la tot ceea ce se va întâmpla în relația club-suporteri și așa mai departe. Ți-e frică de ceea ce s-ar putea întâmpla? Nu, frică, nu mi este frică. Nu moare nimeni, să fim serioși. Să spun așa că, ok, să spune că mi-ar fi un pic de teamă să nu pierdem ceea ce se întâmplă în momentul de față la Rapid. Sau lucrurile ce s-a întâmplat frumoase. Până la 2-0 cu Cluj. Da, să nu pierdem lucrurile frumoase care sunt. Deci eu ca suporter mă bucur de tot ceea ce înseamnă Rapid în momentul de față. Pentru că Rapid n-a mai trăit de mult așa ceva. Îmi place să spun vibe-ul ăsta așa de bun. Cu copii în tribună, noi trebuie să aducem copii cât mai mulți. Să fie la fiecare meci în tribună, pentru că vor fi generațiile următoare care vor prelua dragostea asta față de Rapid. Și nu putem să-i aducem la stadion decât prin încurajări, galeria să fie tot timpul la înălțime, cum a fost și până acum, fără înjurături, fără scuipături, fără nimic. Tot timpul să încurajăm echipa, să facem atmosfera aia frumoasă, pentru că avem de crescut o generație de copii care să iubească Rapidul. Ai văzut și tu, sunt filmări în clasă, cu copiii în clasă, cântă imnul Rapidului, afară. Ceva ce nu s-a mai întâmplat de foarte mult timp la Rapid. Tot timpul, toți copiii, vezi și tu, toate generațiile astea merg către FCSB, către ai cine are rezultate. Ai văzut Craiova FCSB? Da. Ai văzut galeria FCSB-ului? Da, am văzut. Da. Echipa de pe locul 1 din Liga 1, care da. Momentan... Am văzut, știți, da. Știți câți au fost? 20. 27, parcă. 27, mă rog. Ai văzut FCSB Oțelul? Da. S-a dărâmat Arena Națională. Da, 4 milioane de... Tocmai asta e, că rapidiști în general nu sunt oameni de rezultat. La Rapid e o stare de spirit, e cu totul altceva. Dar dacă nu câștigă aceste două meciuri și le pierd, se strică sărbătorile de iarnă, Mircea. Cred că și ale tale, nu? Puțin. Da, ale tuturor, îți dai seama că toți care iubim Rapidul vrem tot ce e mai bine, dar asta spun. Hai să vedem și partea plină a paharului, că Rapid supraviețuiește. Rapid are un stadion frumos. Are o echipă frumoasă, o echipă bună. Nu neapărat o echipă top, cum ne-am dorit. Dar are o echipă bună. Se putea mult mai rău. Se putea și mult mai rău. Are suporterii minunați la înălțime. Vin copii din spate, vin fete tinere, bătrâni la meciuri. Ce poate fi mai frumos? Te simți că mergi pe Giulești acum, deci îți dau cuvântul meu de onoare, e mai mare plăcere să mergi pe Giulești, să treci momentele astea, să vezi copiii care cântă lângă tine, să te simți ca în Occident. Ca la echipele mari. Asta trebuie, noi de asta trebuie să ținem. Nu neapărat că Rapid va câștiga titlul sau nu. Lasă-l câștigăm mai târziu, că va fi bucuria mai mare. Că așa îl câștigăm. Un an, 2, 3, 4, 5, 6, 10 la rând. Nu, deja că s-a întâmplat asta. Rapid are 3 titluri. Devine, dau un exemplu, devine o monotonie așa. Ai câștigat un titlu, asta e, l-am câștigat și pe ăsta. La revedere. Ne bucură mai rar. Să-l câștigi cum l-a câștigat Napoli odată la 30 de ani, să vezi ce să rupe București un două. Să vezi ce atmosferă va fi. Nu știi cum să mai sărbătorești. Gata, asta am frumos. Terminat, cum a spus Daniel Nicolae după ce am înregistrat imnul, că eram la televiziunea respectivă, da. Atunci am stat 2 zile cu ei în studio. Îți mulțumesc, Mircea, pentru prezența la Exclusiv Rapid și aștept să te văd la Ploiești în tribună. Sigur.
O seară excelentă, Mircea, și ne vedem vineri. Vă mulțumesc, prieteni, pentru faptul că ați fost alături de noi și ne vedem și marțea viitoare. La revedere!